Iubiți frați și surori, pentru acest serviciu de evangelizare, vă rog să deschideți Biblia la Matei, capitolul 24, versetul 36 la 39 și vom citi și din Genesa, capitolul 6, de la versetul 5 la 14 și versetul 22. Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 36. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai Doma se va întâmpla și la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. Genesa, capitolul 6, de la versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târitoare, până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului, iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut trei fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat și orice făptură stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărui făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de sâlnicie, iată că am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie. Versetul 22. Așa a și făcut Noe. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Amin. Amen, amen. Vă rog să reluați loc. Într-un fel, sunt într-o experiență, pentru că în două săptămâni va trebui să plec în Londra pentru vreo 10 evangelizări. Dacă vă aduceți aminte și vreți, rugați-vă ca Dumnezeu să-mi dea putere să fac lucrul ăsta în numele Domnului. Am avut 4 evangelizări minunate în care Dumnezeu a vărsat cuvântul Lui spre inimile noastre în mod special. Duminica, seara trecută, cu precădere prin fratele Moldovan, Dumnezeu a adus spre noi două lucruri foarte de bază a sufletului nostru, iertarea și pocăința. Este că sunt importante. Dumnezeu a venit spre noi și ne-a convins în duminica, seara trecută, că dacă nu iertăm noi celor ce ne greșesc, nici El nu ne iartă pe noi. Așadar, prin pocăință, ne-am rezidit sufletul și am încercat să lăsăm pe Duhul Sfânt să zdrobească gândurile noastre și să punem în linie viața noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Slavă Domnului! Marți, prin fratele Iulian Costea, Domnul a venit să ne arate cu pasajul din Genesa, capitolul 3, că Dumnezeu nu tolerează păcatul, ci confruntă pe păcătos. Îl cheamă, stă de vorbă cu el, îi pune în față atitudinea lui de neascultare, alt lucru, îl scoate afară din Eden, pedepsește păcatul, îl dă afară și închide poarta Edenului, dar nu fără să-i promite omului că într-o zi va veni o altă ușă deschisă. Și această ușă este Domnul Iisus Hristos, care s-a deschis din nou spre pomul vieții pe care îl negrijase Adam și a mâncat din pomul cunoștinței binelui și a răului.
Să ne ajute Dumnezeu în ziua aceea glorioasă, toți de aici, să putem trece prin poarta aceasta și să mâncăm din pomul vieții. Celui ce va birui până la sfârșit, va fi pocăit până la sfârșit, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Într-o zi ne vom întoarce iarăși acolo de unde omul a plecat. Miercuri, prin fratele Andrei din Canada, un pastor tânăr, Dumnezeu ne-a arătat că cei trei tineri din Babilon, deși erau înălțați în deregătorii, băieți foarte sclipitori, binecuvântați de Dumnezeu cu multă înțelepciune, nu au schimbat credința pentru nimic în lume. N-au avut două feluri de interpretare, una cu Domnul, una fără, ci au rămas în picioare dându-și viața pentru credință. Ei n-au știut că îi scapă Dumnezeu. A zis, Dumnezeu ne poate scăpa, dar chiar dacă nu ne scapă, rămânem credincioși Dumnezeului nostru, împărate, să știi, noi nu ne închinăm chipului tău. Și am înțeles, miercuri seara, noi, copiii noștri, nepoții noștri, că în orice împrejurare trebuie să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Nu știm ce vremuri o să vină. Nu știu la ce vom fi supuși. Și acum sunt copiii noștri și nepoții noștri terorizați de tot felul de ispite acestei țări, acestei lumi, a internetului și așa mai departe. Îndemnul a fost și îl reamintesc. Rămâneți credincioși lui Dumnezeu până la capăt și veți primi cununa vieții. Apoi, joi seara, Dumnezeu a deslănțuit o învățătură puternică. Felul cum noi primim mântuirea. E destul de ușor, doar să credem. Și Dumnezeu ne socotește neprihăniți prin credință. Ne iartă așa cum n-am făcut niciodată nimic. Ne socotește sfinți, bun pentru cer. Este mântuirea primită prin credință, prin har. Mulțumim lui Dumnezeu că asta ne-o dă la toți gratis. Dar pasul următor, pastorul a tratat aici că trebuie această mântuire dusă până la capăt. Trebuie trăit mântuirea aceasta, duceți mântuirea voastră până la capăt, oricare ar fi prețul. Acum în asta ne găsim noi, mântuirea aceea care trebuie să o ducem până la capăt. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar faptele-s dovada că suntem mântuiți. Să ne ajute Dumnezeu să o ducem mântuirea asta până la capăt. În al treilea lucru, pastorul Cristian Ionescu ne-a spus că va veni o zi, o zi de glorie, o zi când vom trăi din plin, în mod fizic, împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul ca toți de aici, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cel mai mult aș vrea să-L cunosc pe El tot mai bine și puterea învierii Lui. Ca dacă-i cu putință, spunea Marele Apostol, să fiu prezent la învierea din morți. E o luptă teribilă pe viață și moarte, spune în Galateni Sfântul Apostol. Duhul Sfânt care a umplut viața noastră, se luptă împotriva firii pământești. E o luptă, trag unul de sufletul nostru și firea și Duhul. Cine va câștiga oare? Știți cine va câștiga? De partea cui ne dăm voința noastră. Și noi spunem încă o dată astăzi, ne dăm de partea Duhului Sfânt să putem învinge, să putem să fim mântuiți. M-am gândit, m-am rugat Domnului pentru această zi și parcă așa mi-a spus să vorbim acum astăzi puțin despre revenirea Domnului Iisus. Am văzut pașii aceștia extraordinari până la mântuire, dar acum ar trebui să explodeze în noi un dor, o dorință de a veni Domnul Iisus după noi. Vi-e dor de asta? Ați vrea ca Domnul Iisus să vină să ne ia de aici? Sunt motive, să știți, să plecăm de aici. Nu mai aparținem acestei lumi noi. Noi nu mai aparținem acestei lumi. Cum să nu vrem să plecăm de aici? Suntem cetățeni ai cerului.
Adevărat? Yes. Suntem doar străini, transversăm viața asta așa scurtă, nici nu știm când se termină. Când eu zbor din America, mai ales când zbor afară, la D14, 14 și 15, la aeroport, este locul unde navelele cele mai mari, care zboară peste ocean, se așează la acest capăt de linie. La... Și acolo, înainte să ajungeți la aceste gate-uri, există o statuie. Eu mereu îmi fac poze cu ea. Există un călător acolo care este îmbrăcat frumos, echipat așa, cu haina de costum pe el. Are în mâna dreaptă o geantă, nu multe lucruri, nu geantă prea mare, un cherion destul de mică, absolut cu lucrurile strict necesare pentru el, o ține în mâna dreaptă. În mâna stângă are peste mână, așa pus, o manta, un balon din el, o haină care se acopere când plouă, când e nevoie de ceva, când e rece, o are pus așa împăturită frumos peste mâna stângă. Și în mâna stângă are pașaportul și în el biletele de avion. Le țin în mână. Și fiindcă mă aseamăn mult cu el, nu mai fac poze câteodată cu el, așa echipat și eu cu geanta și așa, ăsta așteaptă doar, e asigurat locul lui, are biletul de plecare, are locul unde se va așeza scris pe bilet, are pașaportul care îi va da voie să intre în avion și pleacă spre o altă țară. Se va desprinde de pământ. El nu va intra dacă nu are pașaport. El nu va intra nici dacă nu are locul rezervat. Ăsta era gata. Și noi ne asemănăm foarte bine pentru ziua aia de zbor. Trebuie neapărat să avem pașaport, să fim cetățeni unde zburăm să ne poată primi, să avem locul asigurat, numele scris acolo. Merită, îmi spune Duhul Sfânt, să vă întreb, aveți numele scris în ceruri? Că nu puteți pleca. Tu să ai loc, cetățean acolo, altfel nu. O să piuie aia când vreți să intrați și o să spună tu, dă-te mai în spate, tu nu poți să intri. Să ne ajute Domnul astăzi să ne adunăm gândurile și Duhul Sfânt să poată să ne provoace la o pocăință și la un interes pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru plecarea de aici. Amen. Pentru că trebuie să plecăm. Nici nu ne trebuie lumea asta. Acum, am prima întrebare, când va veni Domnul Iisus? Când o să vină? Vedeți, mulți s-au hazardat scriind date când va veni Domnul Iisus. Să atunci o să vină, așa spun psalmii, au descifrat tot felul de coduri din Biblie, interpretându-le greșit, că nu s-a întâmplat așa. Când o să vină? În dimineața asta ascultăm o puțină predică din vreo 4 versete a Mântuitorului. Merită să-L credem pe El, nu-i așa? Dincolo de vorbele Lui nu mai sunt altele. El e absolut. El nu e un învățător. El e învățătorul. Amen. El e marele păstor al oilor. Ce zice El? Ce e adevărat? El este adevărul lui Dumnezeu, Logos, întrupat. Adevărul veni jos, adevărul lui Dumnezeu este Hristosul. Pilat, guvernatorul de la Roma, care guverna pe vremea Mântuitorului la Ierusalim, l-a întrebat pe Iisus atunci când așa a fost descormonit el, când Iisus a zis, dacă îți spun adevărul, de ce mă bați? Și el... Ăsta, centurionul ăsta care nu se temea de nimeni și ești în mâna mea, poți să-ți dau drumul sau să te omor. Ce este adevărul? A fost mișcat de această vorbă și Iisus n-a mai zis nimic.
că adevărul de fapt era El, binecuvântat să fie în numele Lui. Când vine Domnul și Mântuitorul a spus aici, în Matei 24, că nimeni nu știe, îngerii nu știu. Așa a zis Domnul. Atenție mare! Îngerii nu știu. Mai zic oameni că știu ei. În cer, îngerii nu știu. Când se va dezvălui cel mai mare secret al lui Dumnezeu, Dumnezeu va veni să-i ducă mireasa la copilul lui și va avea loc nunta mielului. Nu știu îngerii asta! Nu știm nici noi. Nici fiul, a zis, nici fiul, nu știu când tata îmi va face surpriza asta. Că să mă întâlnească cu cei pentru care Iisus a murit. Dar tatăl știe. Frați și surori, vreau să zăbovesc puțin la ideea asta. Dumnezeu știe totul. Gloria Lui! Amen? Psalmul 139 povestește omului Dumnezeu acolo că tu știi când stau jos. Când stai jos, Dumnezeu știe. Tu știi când mă scol în picioare. Tu știi unde mă duc. Dacă mă duc la marginea mării, dacă mă duc la ocean, Dumnezeu știe. Amen? Este extraordinar. E interesat de fiecare ființă care bate inima în el. Dumnezeu știe tot. Până și părul din cavă este numărat. Nu că Dumnezeu numără firele de păr. E atât de amănunt Dumnezeu ăsta, atât de perfect, atât de tot știutor, că știe totul. Extraordinar. Știe cuvântul înainte să-l zici. Când îl plămădești în mintea ta, să-l scoți pe gură, înainte să vină afară, la Dumnezeu sună tare ce ai vrea să zici. Dumnezeu știe. Este o provocare lucrul ăsta pentru mine. Parcă niciodată n-am citit decât zilele astea care au trecut. Și m-a venit să zic, Dumnezeu chiar așa știi tot? Tot ce gândesc eu, tot ce vorbesc eu, tu tot știi? Și zic, da, știu tot. Atunci, știi ceva? Am zis eu și vă sugerez și vouă. Dacă tu știi tot, ai știut și cancerul din mine, ai știut ce o să se întâmple și ai știut că voi fi iară bine, știi ceva? Am încredere în tine. Ar trebui măcar asta să explodeze în noi. Dacă știi tot și înveți durerile și necazurile și rugăciunile mele, atunci am încredere în tine, Dumnezeu. Gloria Domnului! Merită? Vă rog din toată inima, aveți încredere în El! Că știe omule rugăciunile, inima ta bună, nu trebuie să spui la nimeni că ești bun. Știe Dumnezeu cât ești de bun. Extraordinar! Atunci nici nu trebuie să te temi de oameni. Că dacă Dumnezeu știe tot, chiar dacă îl zăbovește, îți va rezolva problema, că El știe! Știe și din ce suntem făcuți! Și că am căzut ispitelor de atâtea ori. Dumnezeu știe! Și ce bine că ne poate și ridica. Părinții nu știu tot despre tine. De asta nici nu te pot ajuta. Dar Dumnezeu știe și El ne poate ajuta. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să mai zic un lucru, dacă tot știe tot. Ar trebui să ne temem de El. Amen. Păi dacă știe tot, n-ar trebui să-ți fie frică de ceea ce ai făcut? Păi dacă știe tot, noi nu am motiv de încredere, ci ai motiv să te temi de Dumnezeu. În sensul ăsta vreau să citesc câteva versete din Biblie, să-mi argumentez ideile astea care s-au născut în capul meu. Tot pământul să se teamă de Domnul,
toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui. Căci El zice și se face. Poruncește la ce nu există. Și ea ființă că-i Dumnezeu, trebuie să te temi. Nu știi de unde au apărut îngeri să te scape din accident, din primejdie. Pentru că Dumnezeu, dacă te temi de El, trimite și te scapă, că El, Dumnezeu, știe toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! El poruncește și se face. Merită să te temi de așa Dumnezeu. Pământul ăsta nu prea se teme de El, dar Dumnezeu este puternic. Ferice de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Noi de aici îl salutăm pe Dumnezeu că ne-a ales. Să fim poporul Lui, moștenirea Lui, averea Lui suntem noi. Ferice de voi că v-a ales Dumnezeu. Temeți-vă de El. La unul mai îndrăzneț vreau să-i răspund, care nu vrea să se teamă de Domnul. Nu e aici la adunare, dar poate pe internet cineva. Îi scrie și la el ceva, o scrisoare. 1 Samuel, capitolul 2, versetul 3. Nu vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul Dumnezeu, care știe totul, toate faptele sunt cântărite de El. Psalmul 46, versetul 10 zice, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu dau viață și Eu omor. Scrie și la asta. Trebuie să fug de la subiectul ăsta și fac asta după ce mai citesc un verset din Eclesiastul, capitolul sau două versete, 12, versetul 13 și 14. Sună ca încheierea acestui prim punct care am vrut să-l zic. Încolo, fiule, ia învățătura aceasta, lucrurile... Eclesiastul, capitolul 12, versetul 13 și 14. Mulțumesc. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Asta e încheierea a punctului 1. Teme-te de Dumnezeu. Păsește poruncile Lui. E datoria ta a fiecărui om. Amin? Ai o datorie să te temi de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta va face cu privire la tot ce ai ascuns tu vreodată. Teme-te de Dumnezeu, se încheie toate învățăturile. Dacă mergem numai cu asta acasă, să-l înghițim versetul ăsta, ar fi special copiii mei și nepoții mei dacă l-ar lua ăsta. Atât. Că Dumnezeu nu treci pe lângă El. Va scormoni viața și trecutul tău, ascunsurile tale și le va vedea toată lumea. Pentru că El știe totul. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru care știe toate. Aveți încredere în El și temeți-vă de El. Amen. 2. Cum va fi venirea Domnului? Când va fi? Nu știe numai Tatăl. De acord cu Biblia? Amen. Va fi surpriză mare. Că dacă știe, numai noi nu știm. Știi ce înseamnă asta pentru mine? Ce-mi vine acum în capul meu? Că în fiecare dimineață când eu mă scol și îmi fac agenda pentru ziua aia, să fie neapărat scris, astăzi poate veni Domnul, fii gata! E asta în viața ta? Atâtea lucruri am plănuit, atâtea avem de gând să ne cumpărăm și nu o să le terminăm, atâtea, știu eu cât fiecare, dar scrie acolo numărul 1, astăzi ar putea veni Domnul sau tu să pleci la El?
Tu chiar te interesează venirea Domnului? Dacă nu scrie, nu prea te interesează. Venirea Domnului eminentă, oricând poate. Sau putem noi pleca de aici, să nu mai ieșim din operația de 6 ore. Am adormit, ne-am zis la revedere la copii și la soție. Și am zis, mă duc. Dacă nu mai vin înapoi, ne întâlnim mâine dimineață pe nor. Dacă vin înapoi, vom continua să-L slujim, să-I dau din zilele care mi-a dat înapoi. Nu se știe de când pleci tu sau vine El. Fii în fiecare zi pregătit pentru a te întâlni cu Domnul. Amen? Asta chiar ar merita la evangelizarea asta să ne schimb. Doamne, plec acasă și nu mai vreau nici o zi să uit că eu nu aparțin lumii și că eu trebuie să plec de aici. Ajută-mă să fiu gata în fiecare zi. Amen, amen. Al doilea lucru, am zis că asta ar vrea să fie cum va fi. Și Mântuitorul, în predica Lui, a zis, vă spun cum o să fie. Când va veni Fiul omului, va fi așa. Interesant că Mântuitorul, care a făcut lumea, l-a făcut și pe Noe, nu? Că toate lucrurile au fost făcute prin El. La început a fost cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și toate lucrurile au fost făcute prin El și pentru El, prin Domnul Iisus, slăvit să fie Domn. El l-a făcut și pe Noe. El a mers în grădină, ei să facem om, El l-a făcut pe om. Împreună cu Tatăl. A fost la creație, El a creat și toți îngerii, miliardele de îngeri. El i-a creat pe toți, lumea cerului, toate frumusețile, toată natura asta. Este opera marelui arhitect. Slăvit să fie numele Lui. Amen. Și acum eu am să spun cum va fi. Cum? Cum a fost pe vremea lui Noe. Așa să fie. Lăsăm citit ceva și pe dumneavoastră vă provoc să mâncați și vechiul, Genesa sau Facere, foarte important. Așa o să fie. Și cum a fost atunci? Și am fost obligat să mă duc să văd cum a fost atunci. Și cartea spune, am citit astăzi, că atunci a fost o lume rea și câțiva oameni buni. În vremea lui Noe au fost oameni mulți nepocăiți din seminția lui Cain și câțiva pocăiți. Vedeți, după ce Cain l-a omorât pe Abel, cartea spune că a fost supărare mare, Dumnezeu l-a alungat de la fața lui pe Cain. Ăsta nu s-a mai pocăit. Ăsta n-a mai avut acces la Dumnezeu. Ăsta e iadul. Acolo s-a împărțit veșnicia. Acolo sclipește când Abel, specialul, neprihănitul, și Cain, alungatul de la fața lui Dumnezeu. Asta va fi și la final. Du-te! Și vino! Și Cain a fost alungat, nu mai avea Dumnezeu nimic cu el. Dar Dumnezeu a dat un nou adaos, un locuitor, așa îi zice Eva. S-a născut cineva în locul lui Abel, cu numele Set. Când s-a născut Set, din care a venit Enoch mai târziu, prin Metusala, când s-a născut Set, au început oamenii să cheme numele Domnului. Vă place atmosfera? Mergem la adunarea aia de acolo? O să adunare extraordinară. Setul ăsta a adunat oamenii buni și a deschis biserică, să zicem așa, adunare de oameni credincioși. Și au început să cheme numele Domnului. Credeți că i-a auzit, i-a ascultat Dumnezeu? Amen, haleluia! Sute de ani că trădeau, câte 900 de ani. Să te rogi 100 de ani să chem numele Domnului și să nu te plictisești și să nu schimbi nimic. Așa se face că Enoch a intrat de la tata lui, de la bunicii lui,
în el așa credință, așa dragoste pentru Dumnezeu, că 300 de ani, zi și noapte, am blat cu Dumnezeu. Și ție ți-e greu câțiva ani? Te-a plictisit să cânți? 300 de ani! Așa s-au îndrăgostit încât Dumnezeu, după 300 de ani, a zis, Enoch, de 300 de ani vin eu la tine. Acum m-am hotărât să vii tu la mine și l-a luat la el Dumnezeu. Slăvit să fie acest Dumnezeu minunat, că dacă tot umbli cu el și tot vine la tine într-o zi, ne vom duce noi la el, amin? A avut lumea aia veche predicatori? Sute de ani. Dar ce s-a întâmplat? Că a zis Domnul, așa va fi când va veni Fiul omului. Cum? Deodată, fiul lui Dumnezeu, pocăiții lui Set, au văzut că fetele oamenilor lui Cain sunt frumoase și zic, păi, suntem noi pocăiți, dar hai să ne luăm câte una din asta. Așa a fost și păcatul evreilor când Balaam s-a dus blasteme pe evrei. S-au făcut căsătoriile, s-au luat neveste. Și fiii lui Dumnezeu s-au căsătorit cu nepocăitele, cu fetele oamenilor și s-a deslănțuit o mare dramă pe pământ. A venit Dumnezeu și zice, ce cu voi? Sunt așa de mâhnit și de supărat. Îmi pare rău că l-am făcut pe om și să fie clar, de acum nu mai trăiți 900 de ani. Și deodată a limitat viața la maxim 120 de ani. Și gata, că e numai carne păcătoasă. Și s-a stricat pământul, s-a umplut de silnicie, adică de dictatură. Și a zis, numai, Duhul meu nu va rămâne pururi în om. E țărână păcătoasă. S-a stricat lumea. Și nu mai au fost mulți pocăiți. Și n-au mai umblat sute de ani cu Dumnezeu. Oameni buni, să fie la fel și acum? Să fie lumea asta așa de rea? Știți? Amin. Țara asta în care am venit, unde am venit să fim liberi, murdară de tot, până la grădiniță, îi spune la fetiță că e băiat, poți să fii băiat. E mare dramă, e mare mizerie în lumea asta. Pe oameni nu-i mai interesează, sunt dezinteresați de cer total. Hai să zicem, nu pocăiții, dar se întâmplă și aici ceva. Și Dumnezeu s-a supărat și se-mi pare rău că am făcut pe om. Vedeți, apostolul iubirii, Ioan scrie, noi suntem copiii lui Dumnezeu, lumea asta zace, adică e bolnavă rău în cel rău. Diavolul a îmbolnăvit lumea asta. Fraților, e adevărat că lumea asta e bolnavă și zace în cel rău? Și ne trimite un mesaj, Ioan, copilașilor, nu iubiți lumea! Amin? Amin. Nici lucrurile din lume, amin? Că tot ce este în lume, ce e lumea asta? Pofta ochilor. E beteag cineva de asta? Să mai sature de privit. Stimați tineri, frați și surori, pofta ochilor. Ea e generată de mândrie, de patim. Pofta firii pământești nu se mai poate abține. Ori n-ar trebui măcar astăzi să pui capăt la ele? Chiar e Dumnezeu aici? Chiar am putea scăpa de ele? Are putere sângele Domnului Iisus să-ți curățească conștiința și viața ta? Amin să facă Domnul minune astăzi. Tot trecutul să ți-l șteargă. Și dacă nu, lăudăroșia vieții.
nu știe cum să se înghesuie, să-l vezi ce știe, ce are el. Cine să fie? Au zis frații la rugăciune că fiecare să n-aibă o părere mai înaltă decât îi se cuvine. Cât ți se cuvine? Ce ți se cuvine ție? Că nouă mie ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, știind că Dumnezeu știe totul. Suntem nimic fără El. El e totul. Eu trăiesc, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Și viața care o trăiesc, o trăiesc în frică de numele Lui, pentru gloria Lui, că eu plec de aici. Asta e în lume. Este puțină lume în tine? Nu o să fii în corabie. Că nimic întinat și spurcat, absolut nimic, nu va intra acolo. Îmi vine să zic astăzi aici, curățește-mă, Doamne, de gânduri străine, de dorințe care nu-s după voia Ta, Doamne, îți dau viața mea să Te implici la mintea mea, la gândurile mele, influențează voința mea să fie în voia Ta, să se facă, au cântat față, să facă mereu în viața mea, ajută-mă, Doamne! Că nu-mi place de mine! Aș vrea să fiu diferit, mai aproape de Domnul meu, e o cântare veche, mai aproape de El, mai lângă Domnul meu, mai lângă El. Și oamenii aceia s-au deteliorat așa de tare încât a mai venit un predicator pentru 120 de ani și a predicat asta cu gura și cu fapta 100 și ceva de ani. A reușit să convingă doar 3 fete pe lângă copiii lui. 3 fete, nu știu de unde au apărut alea, că au acceptat credința lui Noe. Și s-au căsătorit, ăștia nu știu, au născut deodată, că Biblia zice că a născut pe cei 3 copii, nu spune la câți ani pe celălalt, poate au fost triplex, nu știu. Dar s-au căsătorit 3 fete și au acceptat credința lui Noe. Ăsta a fost culmea. Ce mi-a place să seamăn cu el. Nu l-a mai interesat să-și facă o casă, să facă casă la copiii lui, să adune avere, de fiecare zi lucra la o barcă. Noe se temea de Dumnezeu. Noe a făcut tot cum a zis Dumnezeu. Vis-a-vis de El, tu cum ești? Faci tot ce a zis Dumnezeu? Zi și noapte ești interesat de bărcuța aia? De tot detaliile, cum a zis, pocăința în detalii. Mântuirea nu e așa cum vrei, în detalii, de la vorbe, de la fapte, de la gânduri. Ea are treabă, ea lucră în fiecare zi, nu ești pocăit să nu te intereseze. Vai de cei fără grijă în Sion, zice Biblia. Pocăitul e foarte interesat. Și ce-a mai zis Dumnezeu? Și ce-a mai zis Dumnezeu? Și ce-a mai zis? Aici ce se fac? Asta e un pocăit care vrea cer. Amen. Nu se enervează când aude predică despre smerenie și pocăință, ci savurează și zice, aveam nevoie de asta. Amen? Ceilalți nu, care sunt mândri și cu lumea asta, îi enervează. Zice, iar vine ăsta cu lacrimogenele. Fraților, eu am motive să lăcrimez. Una pentru viața aia de dincolo, pentru copiii mei de fiecare dată, pentru nepoți să ne salveze Dumnezeu. Și a doua și pentru viața de aici, sunt atâtea lucruri și am trecut prin mari încercări. Nu-i bai! Cartea spune că nu cad lacrimele la pământ, le adună cineva într-un burduf, dacă-s curate. Și rugăciunile nu se pierd, dar lui Tata mai lucră încă. Că avem un Dumnezeu minunat, care știe totul. Mai bine l-am face ca Noe, zi și noapte,
fanaticul ăsta n-avea altceva decât să meargă la corabie. Bravo la copiii lui! Că l-au crezut pe tata lor cu desăvârșire și s-au lepădat de lumea de atunci și s-au aliniat. Cred că femeile făceau mâncare, mai cărau și ele scânduri acolo. Dar lucrau toți asociați. Nu înțeleg când copiii nu-i urmează pe părinți, când nu bagă în seamă credința lor și sunt ei mai deștepți decât părinții. Le trebuie altă religie în vremea asta. Una care se adapteze la mofturile lor. Evanghelia e una singură. Și dacă nu ai crezi pe tata care slujește, care se roagă și plânge, copile, tu nu ești bine. Întoarce-te la Dumnezeu. Bravo, copiii lui Noe, mă învață pe mine și mă învață copiii că tata au gândit bine. Tata vorbea cu Dumnezeu, Noe. Și au lucrat așa împreună și Domnul Iisus a zis, așa va fi la sfârșit. Lumea va fi rea. Oamenii vor fi răi. Timotei, nu mai citeți toate versete, vă citiți-le voi că le găsiți în 2 Timotei, capitolul 4. Spune apostolul, îți trimite scrisoare din pușcărie, Timotei, fii brav. Știi de la cine ai învățat? Predică Evanghelia curată. Fă lucru unui evanghelist. Ai grijă, Timotei, că în zilele din urmă. Să fie acum în zilele din urmă? Oamenii vor fi răi și vor da învățători. Îi vor vota pe ei după poftele, după inima lor, care le vor povesti lucruri închipuite. Să-i gâdele urechile, să asculte mai o glumă, mai ceva. Ai grijă! Tu fă lucru unui evanghelist, rab de suflete, zi drept. Amin? Că ăștia, introduși ăștia, vor zăpăci pe mulți, vor deruta. Evanghelia nu se schimbă. Și ăia pe care nu îi schimbă Evanghelia, încearcă ei să schimbe Evanghelia. Ai milă de noi, Doamne. Amen. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine. Așa a fost pe vremea lui Noe. Și a rămas doar el și a lucrat cu zor. Dar Dumnezeu care știe și să răsplătească pe toți cei răzvrătiți și să scape așa cum a scăpat pe vremea lui Noe, l-a scăpat pe Noe și casa lui, ne va scăpa și va scăpa pe toți cei ce perseverează și iubesc venirea Domnului. Și vor muri toți cei nelegiuiți în păcatele lor. S-au de dat acum bărbați la bărbați, femei la femei, dezastru ce-i lumea asta. Au pătruns până în biserici. Oare seamănă ca vremea lui Noe, vremea asta? Mântuitorul a zis cam așa. Tolerăm tot felul de lucruri, să nu ne pierdem prietenii. Știți cum vă pierdeți prietenii? Când îi tolerați. Sunt primii care vor spune, tu nu mi-ai zis drept. Într-o bună zi o să vină să-ți spună, pastore, nu mi-ai spus adevărul. Păi n-am vrut să te supăr și tu m-ai trimis pe mine în rătăcire. Mai bine să spunem adevărul și într-o bună zi va veni și va spune, pentru că mi-ai spus adevărul, mă întorc, mulțumesc. Doctorul pe mine n-a putut să lase acolo tumora canceroasă. A spus, eu pe tine trebuie să te operez, să te adorm și să te fac dezastru înăuntru, să scot afară. Ce era dacă spunea, nu, mi-e așa de milă de tine. Tu ești un bărbat fain, nu te fac praf, m-a făcut praf, dar am scăpat de cancer și sunt sănătos, că așa sunt toți sănătoși și nu ne naștem sănătoși, ne vindecă Dumnezeu în sufletele noastre, că noi suntem tendință păcătoasă noi, dar avem un Dumnezeu care ne mustră, ne îndreaptă și ne dă inima Lui astăzi. Zdrobește-mă, Doamne, prin Evanghelie, dar mântuiește-mi sufletul, curăță-mă de tot ce e rău, amen? Asta e un pocăit. Chiar zic așa, mă duc să închei. Am rugat și pe Vasile Aron și pe cântăreții care conduci de Constăteanul meu, de Cristurian. Pastorul mi-a învoit să facem ca o evanghelizare când termin imediat.
să cântăm cântarea Aș vrea să spor mai sus de nori. Ești tu gata de plecare? Ne gândim la asta și apoi să ne rugăm. Dar aș vrea să conclud cam așa. Ce avem noi de făcut ca să scăpăm de potop, de judecată, de ceea ce va deslănțui Domnul pe pământul ăsta? Dar ce a făcut Noe? Să facem și noi. Noe s-a desprins de lumea lui de atunci de tot. Nu l-a mai interesat ce rămâne, ce face cu averele, nimic. Ăsta la un moment dat a intrat în corabia aia, în barca aia. Că a zis Dumnezeu, asta e, trebuie să faci, să fii acolo, să intri în corabie. N-a închis el ușa, 7 zile. Băi, parcă 7000 de ani a fost deschisă șansa mântuirii. Și a 7-a zi Dumnezeu a închis ușa pe din afară și n-a mai putut intra nimeni. Ușa asta nu poate închide nimeni. Dumnezeu va închide oameni. Nici comuniștii n-au putut, nici americanii, nici desmățul, nici satana. El a pus în fața noastră o ușă deschisă care e Hristos și nu o poate închide nimeni. Și astăzi e deschisă! Doamne, ajută-ne să intrăm pe ea, să găsim pășunea. Ce trebuie să facem noi? Să scăpăm de nenorocirile care vor veni peste lumea asta întreagă. Să, zic eu, să ascultăm de tot ce a zis Dumnezeu. Noi a făcut în tocmai după cum i-a zis Dumnezeu. Merită să zicem amin. Amin? Cine aude cuvintele mele și le face, nu? Domnul n-a vorbit numai să auzim, ci să împlinim. Noi a făcut totul după cuvântul Domnului. Asta ar trebui să facem și noi. Noi a iubit pe Dumnezeu. S-a încrezut în Dumnezeu total. Avem asta, încredere totală în Dumnezeu? Păi atunci de ce pribegim la corturile străine? De ce ne amestecăm cu lumea dacă chiar credem că trebuie să plecăm și suntem în corabia Lui, în biserica Lui? De ce îi otrăvim și pe alții? De ce dezamăgim pe alții? De ce? Dacă avem încredere în tot ce a zis El, că așa se va întâmpla, de ce? Să ne oprim în timp ce potopul înghițea pe oameni nelegiuiți și vaiete și până la vârful munților s-a ridicat apa și au murit nici păsările, nu mai aveau unde să pună și au murit și ele deasupra potopului plutea o barcă spre o altă lume cu o fereastră sus, un geam sus era credinciosul Noe. În timp ce va fi necaz mare pe pământ, biserica asta la care mă uit eu astăzi vom pluti deasupra norilor spre o altă lume. Glorie Domnului! Spre o lume nouă. Mereu suntem descurajați. Există oare? Este dincolo de atâta mizerie ceva nou, frumos? Noi auzea cocoșul toată ziua și era în barca aia. Și într-o zi a luat un porumbel și a zis, sunt așa de îngrijorat, atâta apă tulbure, atâta moarte în jurul meu. Ne-am suit în barca asta. Oare mai ajungem vreodată într-o lume nouă? A dat drumul la porumbel și a venit înapoi că n-a avut unde să se pună. L-a luat și a spus, nu-i nimic. A mai stat un timp și în neliniștea lui, în dorul lui, auzea pe Dumnezeu care a zis că îl scapă, că va fi bine. Și a dat drumul din nou la porumbel. Și a venit porumbelul spre seară cu o frunză de măslin în cioc. Să-i arate că există o lume nouă, că există măslini, că există o lume nouă. Și
Noi s-a bucurat și copii, copii, deja cresc pomii. Ne îndreptăm spre o lume nouă, a avut dreptate Dumnezeu. Și s-au început bucuriile. Avem și noi un porumbel care vine mereu și ne spune că există o lume nouă. Liniștiți, frați și surori, stimați tineri, există o lume nouă. Amen. Aș vrea să vă aduc aminte că ce a zis Dumnezeu, așa este. Cântați cântări, bucurați-vă, e foarte aproape să ne întâlnim cu Regele nostru. În timp ce lumea asta își va plăti păcatele ei și împreună cu toți cei nelegiuiți, noi vom zbura spre o lume nouă. Porumbelul ne-a spus și Duhul Sfânt e cel ce ne va răpi și ne va da Domnul Iisus. Și vom afla marele secret care nu știe nimeni. Venirea Domnului Iisus și Tatăl face nuntă la Fiul Lui, nunta Mielului. Ce mult aș vrea să fiu acolo. Hai, Vasile, să ne organizăm, să cântăm. Haideți, copii, că imediat o să cântăm. Vă invit și pe voi să stăm în picioare toți. Apostolul Petru scrie în a doua scrisoare: dacă toate aceste lucruri au să se întâmple, pământul cu tot ce-i pe el va arde, trupurile cerești se vor topi de marea căldură, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și avioasă, așteptând, nu numai atât, grăbind ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Adică cum? Lucrând harnici, evangelizând lumea asta, când va ajunge Evanghelia la marginea pământului, peste tot, să slujească de mărturie tuturor, atunci va veni sfârșitul. Ești tu gata de plecare?